Așa, episodul numărul BAM PLAY! BAM! Haideți! Bună seara, bună ziua doamnelor și domnilor! Cele mai proaste glume bune sau cele mai bune glume proaste? Invers, cele mai proaste, proaste. Nu, cele mai bune glume proaste. Cele mai proaste. Nu, din, după părerea mea, cele mai proaste, proaste glume ever. 1, 2, 3 și... Așa, ai câștigat. Hai! 1, 2, 3 și... Deci 1, 2, 3? Așa? Da. Așa vin, da. Deci prima glume. Da. Abia după ce am plecat din Moldova, da, mi-am dat seama că expresia biata femeii poate să însemne și săraca de ea. Da, asta e bun. Eu care știu, da. Știi că ești urât într-un grup când lumea te pune să faci doar tu pozele. De obicei când îmi scot Adidas și afară să aerisească, eu nu-i scos să aerisească. Îi scos să vadă lumea ce Adidas și mechea ea mai. Care băi că tu ai niște vai de capul lor? Toate hainele pe care le port sunt la mâna a doua, mai puțin papucii. Sunt la doilea picior. Are sens. Are. Mama mea, când era mică, era atât de protectivă, că până la 7 ani nu m-a lăsat să ies afară din ea. Am învățat că atunci când călătoresc și am bagaje, să nu mai fiu atent la țigani care par, la țigani care par dubioși și la bagaje, în pula. În mod ironic, generația noastră care a crescut pe afară, tot pe afară trăiește acum. Un mesaj bun. La Capatos mi se părea urât tot timpul când cineva vorbea peste cine mă întrerupea. Drăguț. Am un prieten chiar pe care îl cheamă Gabor și de fiecare dată când iese cu frață, toată lumea fuge de el. Pentru că tuturor le-i frică de Gabor. Da. Bă, bună. Întrebare. Unde se pune eticheta pe tanga? Da. În adolescență mi-era rușine să fac sex oral, dar maica mea mi-a zis, cu rușine amor de foame. Îți dai seama că cineva e prost când are pe Facebook numele scris Andrei Boss, cu un singur S. Am avut un spectacol la piscină, a fost primul meu show de stand-up comedy. Pe mine, tornada m-a bucurat. Că a venit la fix. Când încercam să-mi fac un smoothie, mi s-a stricat blenderul. Că vreau să-mi fac un smoothie și mi s-a stricat blenderul, știi? Da. Am învățat să întreb când vorbesc cu cineva pe Tinder, câți ani are. Pentru că am mai avut și surprize. De exemplu, vorbeam cu cineva care credeam că e o fată de 18 ani și așa m-am lăsat să fut un băiețel de 11 ani. În Brăila, peștișorul de aur nu-ți îndeplinești dorințe, adică dacă vrei să fuți. Când am ajuns acasă, prietenul meu m-a surprins cu niște lăcrămioare, curvile drecului. Am găsit soluția pentru student. Trebuie să fii tot timpul îndrăgostit ca să ai fluturi în stomac. Ca să ai ceva în stomac, da. Da. Culmea ironiei, să fii împotriva prostituției, dar să te uiți la insula iubirii. Mesaj, bă! Pentru toată lumea! Am o pulată din mică, nici măcar nu primesc raport dacă trimit cuiva nuduri. O pui ca semne de punctuație. Da. M-am tăiat la cur cu o tablă ruginită și medicul, ca să nu se infecteze, mi-a făcut o injecție de tetanus. De tot ce? Anus? Tetanus. De tetanus. Tetanus. Bă, dar ce retard e asta? Deci nu vreau să zic că are fața boțetă, dar medicul la naștere i-a tras o palmă peste față pentru că a confundat fața cu curul.
De Paște am băgat 3 cui, că am vrut să mă simt ca Iisus. Deci dacă nu reușești să-ți înveți câinile să prindă mâncarea din aer, înseamnă că nu ai ținut de sub plămâni. Da. Când nu mai funcționează chakrele în corp, înseamnă că sunt defecte. Meșterul Neamaste. Șef Scărlătescu și-a făcut, nu, șef Scărlătescu s-a făcut și DJ bucătar. Adică mixează muzica în blender. Oh, da. Ăsta a fost episodul 6. Nici like, subscribe. Pentru că n-am fost pregătiți ca întotdeauna, dar eu sunt încercat. Că n-am fost pregătiți ca întotdeauna sau ca întotdeauna n-am fost pregătiți? Ca întotdeauna n-am fost pregătiți. Așa. Deci, da. Anicia Gafton pe Facebook și Instagram, Fernando Dâm pe Facebook și Instagram, Serghei Florin Dâm sau Serghei Stenda pe Facebook și Instagram, Serghei Cianisa pe Facebook, like, subscribe, toate alea.